Domnule Orban, faptul că astăzi România se simte în siguranță deplină față de orice încercare de agresiune a Rusiei se datorează statutului de membru NATO. Faptul că țările baltice nu au fost cele invadate și sunt libere și prospere, țări chiar foarte prospere, se datorează faptului că au aderat la NATO, ulterior la Uniunea Europeană. La noi, abia foarte timid, politicienii noștri, cei care se află astăzi la guvernare, pentru că opoziția, în general, fiind controlată de Moscova, are o atitudine total diferită, dar mă refer la cei care astăzi se află la guvernare, timid încep să vorbească de NATO, dar cu foarte mare precauție aici. Deși este absolut evident că țara noastră, mai ales prin prisma faptului că practic nu avem armată, a fost subfinanțată, a fost ignorată în totalitate 30 de ani, practic nu am avea nicio șansă să ne apărăm în fața unei agresiuni. Nu, armata există, numai că ea nu... Din păcate, este nu a fost înzestrată, nu abia acum nivelul de să fie pregătire, efectivele sunt sub necesar. Pe de altă parte, aici fiind cinstiți, oricât de puternic ar fi armata la o țară cu 2,7 milioane de locuitori, cu produsul intern brut pe care îl are, este foarte greu să facă față singură unei amenințări. Și aici, lucrurile sunt evidente. Doar umbrela NATO poate să ne ofere siguranța de care avem nevoie și poate să ne ancoreze în totalitate spre drumul, spre integrare europeană, spre Occident. Și nu cred, mai ales în contextul, am văzut atitudinea alianței în momentul în care Finlanda și Suedia au decis să adere, nu cred că ar fi o atitudine, nu știu, foarte contrară acestei idei. Ce ar trebui să facă Chișinăul? Poate și Bucureștiul ar trebui cumva să ne încurajeze în acest sens, să existe aici mai mult curaj, să începem să explicăm ce înseamnă NATO, pentru că, din păcate, supuși iarăși 30 de ani propagandei rusești, avem o opinie foarte deformată aici în Republica Moldova. Cam 40-50% din cetățeni sunt împotriva aderării la NATO. Da, care probabil cei mai mulți sunt pentru neutralitate, că și marginează că poți să fii neutru. Poți să fii neutru dacă ești Elveția, da, care ești în mijlocul Europei, în care până să ajungă cineva la tine trebuie să treacă prin nu știu câte țări NATO. E mai greu să fii neutru când ești cu Imperiul Roșu, Imperiul Răului la porțile tale. În general, orice țară trebuie să își găsească cea mai bună soluție de asigurare a securității împotriva unor amenințări militare, iar din punctul meu de vedere Republica Moldova nu are decât o singură soluție, NATO. Altfel, dacă rămâne în afara NATO, va fi permanent expusă unui risc de intervenție, fie directă, fie indirectă, de tip hibrid, care să afecteze independența, suveranitatea și practic să ignore voința care există la nivelul societății în Republica Moldova. Din punctul meu de vedere, nu există decât NATO. Pe de altă parte, lansarea acestei teme în spațiul public este foarte delicată. Ea trebuie lansată după ce ai niște negocieri prealabile, niște discuții prealabile, ca să estimezi că există într-adevăr o perspectivă de integrare. Pentru că dacă demarezi campania de integrare în NATO și nu beneficiezi de un sprijin pregătit în prealabil, o respingere a integrării NATO poate mai degrabă să genereze o dezamăgire, o frustrare, o stare de nemulțumire. Deci, din punctul meu de vedere, evident că, în primul rând, trebuie Republica Moldova să vrea să intre în acest sistem de alianță defensivă care să-i confere adevărata securitate împotriva amenințării rusești, dar pe de altă parte și NATO trebuie să fie pregătit să ia această decizie.